my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Fiecare cât de grea, actoria va fi meseria mea. Așa se pare că își spune Cătălin Lungu, un tânăr de 27 de ani, cu visuri îndrăznețe. Greutățile nu îl sperie. Știe că succesul înseamnă 90% transpirație și 10% inspirație. Crede că le are pe amândouă. Câți ani ai? 27 ani. Cu ce te ocupi? Mă ocup cu muzica și cu actoria. Peste o săptămână am admire la actorie și când vreau să muncesc din greu, în afară de aparatele astea, mă mai rog și zile cu multe texte, multe poezii, multe monologuri din asta. Te ajută mușchii în tot ceea ce faci? Evident, trebuie să avem și un fizic cât de cât atrăgător, nu? Dacă nu avem un fizic atrăgător, succesul va fi mediocru, evident. A terminat o facultate de jurnalism, dar sufletul său tânjește să fie pe scenă. Iubește muzica și poezia și e gata să le împărtășească tuturor talentul său. Poți să cânti ceva făcând acest exercițiu? Poți să cânti. Iubito, nu plânge, știi că n-o să te las. Poți să mă urmărești la fiecare pas. Iubito, nu plânge, ce a fost, ai șterge. Lacrima îl scurge, iubito, nu mai plânge. Iată-mă, iubito. Da, uite, știi, mie îmi place cum stai tu așa încordat. Îți vine în minte o poezioară stând așa? Nu-mi pare că m-a durat în suflet și în orei. Dar mă gândesc la tine. Cu ghiare de lumină, o dimineață îți va ucide la previsuri. Că sufletul mi-e așa pustiu cum numai gândul tău îl vrea. Cu minima iubirii tale lege. E chipeș, știe asta, i-au spus-o multe femei. Rămâne însă cu picioarele pe pământ și știe că orice Don Juan, care se respectă, își trece în agenda și o vizită la salonul de cosmetică. Creierul trebuie relaxat și ochii odihniți. Foarte relaxat și doar la face un masaj. Îl recomand. E genul de bărbat metrosexual? Te putem încadra în această categorie? Deci, prefer să spun un gri, nu știu dacă metrosexual, dar merg de regulă la saloane să mă epilez, să la masaj, mai fac un master de fapt, să fie asta. Dar eu știu să fiu metrosexual. Definiția. Definiția să spunem, dar prefer să alterne. Cel de îngrijit. Pentru un cântăreț este important acest aspect? Este destul de important, evident, pentru că fiind tot timpul sub ochii publicului, sub, în spatele camerelor, dacă nu ești îngrijit sau așa, dă, nu știu, dă un aspect foarte, foarte urât, să zic. E adevărat, nu? Îți pare că dacă tot te expui în fața publicului, să... Îi respect prin asta, prin aspectul tău fizic, prin aspectul îngrijit. E un lucru esențial.